cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Din nou bună dimineața, că este a doua emisiune de astăzi. Trebuie să fac o precizare. Această emisiune trebuia să fie la ora 8:30, dar din motive de justiție, o să aflăm imediat de ce, deci a intervenit justiția și am făcut-o la ora 10. Invitați în emisiunea de astăzi doi domni care ocupă funcții importante în partidele lor sau în administrația publică locală. Nici nu știu cum au pregătit colegii cadrele, dar eu o să fac prezentarea în funcție de, cum să vă spun eu, implicarea în campania electorală de acum directă. Începem cu domnul Ion Rotaru, actualul primar al Comunei Alexandru cel Bun și candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Domnul primar, ca de obicei, bine dispus într-o emisiune. Alături de domnia sa, domnul Răzvan Cuc, senator PSD de Neamț și coordonatorul zonei, să spunem, Valea Muntelui, generic numită, pentru această campanie de la locale, nu știu dacă și europarlamentare. Automat și bine ați venit! Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu din nou în platou la dumneavoastră și salut și pe cei care ne urmăresc la acest moment. Oricum, emisiunea o să o ridicăm și pe toate canalele de comunicare. Până atunci însă să vedem, să ne explice domnul Rotaru de ce am făcut emisiunea la ora 10 și n-am făcut-o la ora 8:30. Ce treabă a avut în justiție? Când am programat noi emisiunea pentru astăzi la ora 8:30, nu știam că ieri, la ora 3, voi primi o citație la judecătorie în care unul dintre candidați m-a contestat că nu am dreptul să candidez. Și conform legii electorale, imediat în 48 de ore trebuie să rezolvi cazul ca să poate să știe atât candidatul cât și becul sau și bejul dacă am dreptul sau nu am dreptul. Și acum scoateți-ne din suspans. A venit domnul contracandidat Balan Cosmin cu avocata, în care a vorbit vreo 10 minute, dar așa, pentru atât au fost plătită, așa, dar a vorbit degeaba, ca în final concluzia: respinge ca nefondată această cerere a petentului Bălan. Deci puteți candida. Și ca atare rămân candidat în continuare, chiar dacă nu li convine lor, dar rămân, Dumnezeu încă mă apără și ține cu mine. Am fost și rămân același slujitor al Domnului prin lucrările care le-am făcut și le voi mai face în continuare. Bun. Acum asta cu contestația candidaturilor se pare că a devenit o modă în mai multe locuri din județ. Dumneavoastră ați contestat vreo candidatură? Domnul Bănănescu, haideți să vă spun un aspect. Partidul Social Democrat este un partid serios. Noi când am intrat într-o competiție, am intrat într-o competiție și jucăm, așa cum spuneam, pe proiecte, pe realizări și pe competențe. Nu jucăm pe mizerii. Din păcate, aici nu știu cât este contracandidatul domnului primar de vină, cât este cel din vârful ierarhiei, care ne-a obișnuit de-a lungul timpului să facă plângeri penale pe la primar prin județ și probabil așa și-a învățat și contracandidații. Domne, contestați toți, pentru că n-ai cum să contești un om care a făcut proiecte, un om care a ajutat pe toată lumea. Cine i-a bătut la ușa domnului primar Rotaru la primărie a avut tot timpul ușa deschisă și a fost sprijinit. Și atunci, ce să faci? Încerci să blochezi prin tot felul de tertipuri o candidatură. Oricum, de această contestație, eu știam mai demult că se pregătea să se întâmple. Adică nu era o chestie de noutate. Eu am sperat atâta într-o chestie de moralitate a celor care sunt acolo și să zică, bă, hai să vedem, concurăm toți, vedem. În foși la mai lumea decide pe cine alege. Da? Că dacă domnul Rotaru ar fi avut o problemă reală, nu cred că mai candida dânsul. Da? Dar în condițiile în care lucrurile sunt închise din punct de vedere legal, astea sunt răutăți și zice ca să lucreze așa un pic omul la psihic, cred ei, că au, da, bine, domnul Rotaru le dă clasă și le va da clasă și la,
la alegeri. Eu am văzut și acolo, mă rog, un fel de la Alexandru cel Bun și tot timpul știți când am venit dumneavoastră în emisiune, v-am dat informații, ca să zic așa, în premieră. Am văzut un fel de agitație și la unul din oamenii care se pretinde ar fi președintele organizației locale de la Alexandru cel Bun, dar face campanie la un alt candidat. Chiar astăzi vom avea un consiliu politic, unde bineînțeles că vom lua măsurile care se impun. Omul care are toată susținerea, toată competența și de administrare administrativă și de administrare politică este domnul Rotaru. Nu sunt alții care de-a lungul timpului n-au făcut decât să facă șicane. I-am rugat în permanență pe toți consilierii noștri: domnule, nu mai votați împotriva proiectelor comunității, doar dintr-o ambiție. N-au înțeles lucrul ăsta, fac campanii la alte partide să se ducă la partidele la care fac campanii și noi rămânem să facem campanii cu oamenii serioși. Dar eu când am depus marți dosarul de primar și a consilierilor locali, am dus de la poliție cazierul juridic, l-am prezentat celor doi juriști, președinte și vicepreședinte, și a zis: domnule, e foarte bine că ne-a arătat asta, că ne dădeați de treabă. Iată că ne-au dat ceilalți de treabă, nu le-am dat eu lor de treabă. De doi, în momentul în care s-a judecat acum 2 ani procesul meu, primul la care am fost, pentru că eram în PNL, m-a dus la el și am arătat, deci el știa că nu n-am nicio problemă, dar a făcut de faptul de a mă denigra și de a încerca ceva imposibil, ceea ce chiar dacă unii spun că justiția e oarbă, iată că de data asta nu a fost oarbă și nici nu este oarbă. Deci am toate drepturile conform legii, așa că ei au mai luat una pe spinare, cum se zice la noi la țară. Am mai luat una pe spinare, dar e treaba lor. Bun. Acum haideți să vorbim, sunteți primarul pe funcție, sunteți la al treilea mandat, nu? Al patrulea mandat. Al cincilea viitor. Mă rog. Primar de 6 stele. Așa. Sunteți la al patrulea mandat. Suntem într-o emisiune în care vă prezentați oferta electorală. Haideți să vedem cu ce veniți dumneavoastră în fața alegătorilor de la Târgu Neamț. De la Alexandru cel Bun. Alexandru cel Bun. Am bat peste gură, poate vă duce și la Târgu Neamț, poate la piatra. Și eu știu ce mă zic, peste 4 ani. Candidatura, sperăm să nu mai conteste fund deștept din ăsta. Sigur, eu am făcut un pliant, numai unde am spicuit investițiile care deja o parte sunt în derulare, o parte le avem în diferite faze. Problema care este? Acești contracandidați au făcut la ANAP, la Agenția Națională a Lucrărilor Publice, contestații pentru toate lucrările care le avem în derulare. Toate cele 14 drumuri. Cum adică, nu înțeleg, contestații pentru ce? Făcut ca și la... Cum mi-a făcut contestații mici, ca să blocheze. Cum se fac contestații și cum se fac? Sunt contestatari, scuze-mă că vă întreb. Și, da. De contestatarii de serviciu. Unii oameni vor să construiască. În momentul când se atribuie lucrarea, de exemplu, dumneavoastră ați luat o lucrare, dar și vine unul care a fost clasat pe locul 2-3 și face contestație. Practic, e un loc care îl face oamenilor din comunitate. Că oricum va pierde contestația. Scuzați-mă. Nu, dar aici a făcut la... Înainte de a fi la licitație, noi trebuie să avem luna aceasta în mai licitațiile pentru aceste lucrări. Ei le-au blocat și ne-au trimis ăștia că vor veni peste 3 luni. Comisia să verifice dosarele respective. Deci nu fac nimic altceva și vreau să aduc la cunoștința celor care ne privesc că în ăștia 4 ani am fost contestat la 14 instituții ale statului. Deci am început cu DNA București pentru canalizarea și apa de la sanatorul bisericani, care nu s-a întâmplat nimic. Dar când te cheamă la DNA București, știi pe ce ușă intri, nu știi pe care ieși. Plus disconfortul, plus disconfortul care l-ai, că până ajungi acolo se termină acheta. Deci nu s-a întâmplat. Am văzut că nu se poate acolo, m-a dus la DNA Bacău pentru o conductă care a fost dezgolită de apă la o viitură și am luat materialul din apă și l-am pus înapoi pe conductă. Și a spus că am furat material de la Apele Române pentru lucrările comunității. Dar materialul ăla nu a fost din drum dus în Albi, viitora nu l-a dus acolo, nu a dus altul. Sigur, nu s-a întâmplat nici acolo.
cea mai tare a fost în 2021 la Curtea de Apel București, care au venit de acolo o echipă, au stat 6 luni de zile aici, cineva ar trebui să îi pună să plătească în final și o să am grijă de asta. Plus că am dus circa 2 tone de hârtie cu toate, cu tot ce s-a întâmplat în cei 4 ani dinaintea, cu 3 ani, că nu au voie mai mult de 3 ani. Tot ce s-a întâmplat, și achiziții, ce am făcut. Curtea de conturi, nu? Curtea de conturi București. Ah, am înțeles. Așa. Nu mai zic câte zile am fost noi la București, așa, câte materiale s-au consumat. Cel puțin 2 tone de hârtie. Așa. Ce s-a întâmplat la curte? A dat o amendă de 5.000 de lei. Nu mie, deci tot nu a ajuns la mine. La cel de la achiziții și 1.000 de lei de director economic. Deci la o activitate pe 3 ani, fiind la un butic, dacă te duci, tot îți dau o amendă de 1.000 de lei. Da? Sau dacă nu mai chiar mai mult. Dar mi-a dat activitatea unei primării pe 3 ani de zile. Dar numai ca să nu putem face nimic. Să facem hârtii peste hârtii, să căutăm în... Așa. Pe urmă, nu s-a terminat aici, a făcut la Comisariatul General al Guvernului. Secretariatul General. Da. Ne-a făcut și acolo. Au venit de acolo, tot la fel. Foarte mulțumit, chiar mașinău, dar nu spun aici ca să dau bine, dar așa a fost. Deci, unde nu m-au reclamat? Unde? La, astea, la finanțele publice. Nu mai spun la Apele Române și la Inspectoratul de Construcții, pentru fiecare lucrare a venit câte cineva în verificări și paraverificări. Numai ca să rămânem pe loc și nu putem să ne ocupăm de proiecte și programe, care au venit foarte multe proiecte și programe în această perioadă. Și vreau să vă spun că dacă îmi dați voi să citesc în 2 minute toate proiectele, sigur că, în primul rând, care doare cel mai mult și pe cetățean și pe mine, nu am reușit să implementez aceste 14 drumuri. Deci, strada Căprioarei, Profesorului, Izvorului, Livezii, Zorelelor, Fragilului, Teiului, Crișului, Salcâmului, Socului, Luceafărului, Lăcrămioarei, Sătencii, Agudului. Și cel mai important care dintre toate, care se face prin programul Angel Salini, de 140 de miliarde, drumul spre Secu Vaduri, care e o lucrare foarte, foarte mare cu rigole de scurgere, cu colectare de torenți, sprijinire de baluri. O lucrare foarte, foarte complexă. Iată că cetățenii de acolo nu pot beneficia încă 3 luni de zile, nici măcar de începerea lucrărilor, dar bine de finalizarea lor. Nu mai spun la lucrări de gaz metan, din care 2 le-am și început. Chipurile s-au gândit că am târziu să le mai conteste. E vorba de Valea Mare, 1,8 km și strada Socului, 500 de metri. Care le aveam acum în execuție, pe strada Magnolii, Răsăritului, Primăverii și suntem în plan de fezabilitate pentru zona Grăciei, care e singura care nu are la ora actuală gaz metan. Apoi, lucrări de apă potabilă prin strada Migdalilor, prin Ministerul Mediului AFM, modernizarea și eficientizarea sistemului de drenaj public cu telegestiune. Deci, e lucrare de aproape un milion de lei. Deci, o lucrare foarte mare. Un milion vechi, mă refer. Apoi, canalizarea apei uzate prin PNR, prin apa SERV, pentru satele Bistrița și Plopușor și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală Aducțiune de Apă, tot prin apa SERV. Apoi, parc fotovoltaic la fosta școală Badru, pe malul lacului. Avem acolo un parc fotovoltaic de 400 de kW, care în viitor nu vom mai cumpăra curentele. Aici în ce stadiu vă aflați? Cu... Suntem deja în fază de licitație dacă nu contest. Suntem în fază de licitație, dacă nu va fi contestat. De 400 kW. 400 de kW. E o cantitate importantă. Cât de trebuie nou pentru comuna. Da. Apoi, prin bugetul local, trotuare, care unii le critică, unii le laudă, că așa e în viață. Dacă te apuci de făcut ceva, nu exact că am care o comparație eu. Nici nu s-au născut, da, se fac acum. Nici nu s-au născut copilul și deodată e mort, e handicapat. Hai, domnule, să lăsăm să facă lucrare. Vedem la urmă dacă e bună sau nu e bună. Apoi, pe Nanchile Salinii, canalizarea cu apele uzate,
o valoare de 53 de miliarde pentru agârcia Vădurelii, Vadului, Vișoara, Glodurii. Apoi, modernizarea strada Secu Vadului, așa cum v-am mai spus, o valoare foarte mare. Compania Națională de Investiții Cămin Cultural la Vișoara. Nu mai spun de sanatorul bisericani, că vrem să facem și cu ajutorul domnului Harpa și a PSD-ului, vom face 20 de paturi pentru paliative, ceea ce înseamnă extraordinar de mult pentru cetățenii, nu numai din comună, care vor fi acolo spitalizați. Problema este că mulți dintre consilieri și din alte partide spune că nu trebuie această investiție. Cine trebuie? Sanatorul bisericani. Dar dacă nu preluam sanatorul bisericani în 2010, la ora actuală era închis. Ori noi suntem printre puținele spitale care suntem acreditate ca să poată funcționa. Ceea ce înseamnă câtă muncă, cât deranj sufletesc că tu faci și ei te critică. Dar am mers mai departe, m-am obișnuit cu asta. Apoi facilitarea procesului educațional. Prin aceste valori mari care au venit, 10 miliarde pentru dezvoltare. La noi nu era așa de mare nevoie de ele, pentru că noi suntem în programul ăsta de când am venit la primărie în Alexandru Celul din 2008. Apoi am adus în comună Centrul Medical Sfânta Elena, care înseamnă foarte mult pentru cetățenii de comună, nu mai trebuie să bea. Și nu numai, și la Pângăraș, Valea Muntelui, nu trebuie să mai ducă până în piatră să-și facă analizele, să-și facă anumite controle. Mai mult decât atâta, el funcționează ca un serviciu de permanență. Și, exact. Adică un om are de făcut o injecție, o perfuzie, o ceva, e în apropiere. Să știți că a fost foarte mult muncă cu consilierii ceilalți ca să fie de acord cu această investiție. Deci ce faci nu e bine, nu trebuie făcut. Ca să aibă ei ce spune, domnule, ai văzut, n-a făcut nimica. Dar nu știi că ei, din cauza lor... Haideți, spuneți și unde este făcută ca să înțeleagă lumea despre ce... Deci este într-o clădire care nu era folosită. Nu, clădirea respectivă, când am venit eu, era degradată. Am găsit un program atunci pe Ministerul Cercetării și Învățământului și am reabilitat-o. Între timp am făcut școala nouă din Vaduri și această clădire rămăsese fără utilitate. Și atunci am găsit cu doamna doctor Crețu această oportunitate să-i dăm o folosință pentru cetățean, grija față de om, că asta e cel mai important, grija față de om. Și s-a realizat acest centru de permanență de acolo. Apoi, proiect prin GAL, drumurile Bistriței, prin AFIR. Parc de joacă la Vișoara. 400 de mii de lei. 40 de miliarde. Sigur, avem pentru viitor poduri și podețe. Că astea au mai rămas, că restul sunt cam toate terminate. Asfaltare pe străzile degradate și neasfaltate, că nu mai avem decât ca 20% de străzi să le modernizăm. Rigole de scurgere, pentru că sunt probleme, că e o zonă de multe, cu torenții și atunci încercăm să colectăm acești torenți. Trotuare în restul comunei, nu numai în zona de la Piatra Neamță, Mănăstirea Vista, circa 2 km și 800. Și, așa cum am mai spus, gaz metan în zonele unde nu avem la ora actuală, cum e agricia. Asta e viitor. Chiar să vrei să mai spui mai multe, numai ce? Ce să spui? Că face... Telegondolul, ce să-l mai fac? Deci eu zic utilități. Domnul Cuc, ce părere aveți? Știți, mă uit cu multă admirație la oameni care știu să lucreze profesionist, care știu cu ce se mănâncă administrația publică locală. E foarte important ca într-o primărie să nu intre oameni care nu au habar de administrație. Vedem că un om care știe, a lucrat și are trecutul necesar, ne arată ce? Ne arată proiecte, ne arată surse de finanțare, știe care sunt problemele de care se poate izbi un proiect, cum poate fi depășit. Și e foarte important să spunem că unele proiecte nu se pot implementa peste noapte, oricât mi-aș dori și eu să construiesc o autostradă într-un an de zile. N-avem cum. Nici tehnic,
nici administrativ. Deci eu cred că dacă poate cineva să finalizeze de implementat aceste proiecte, acesta este domnul primar Rotaru. Altcineva, vă spun că mă uit și eu, mai urmăresc, e normal să urmăresc și campaniile contra candidaților. Una e că îți faci un filmuleț frumos, una e că încerci să vii să te implici pentru comunitate, dar trebuie să știi cum să o faci, pentru că altfel riști să blochezi toată administrația. Mă uitam de multe ori când mai mă întâlneam cu domnul Rotaru și cu consilierii pe care îi aveam și noi și discutam de proiecte. În momentul când faci un proiect, de ce vă spun că e foarte important ca omul din fruntea echipei să fie un om care știe ce are de făcut, cum este domnul Rotaru. Fiecare încearcă să modifice proiectul. Nu. Ai de făcut un drum și ai niște bani alocați, tu faci ce trebuie. Nu merge să spui, stai doamne, asfaltează și intrarea în curtea mea, că poți acolo 10 metri să mă faci. Nu merge așa. E cam așa o văd ceilalți. Hai că merge să mai cotim, hai că merge. Nu. Lucrurile se fac legal și normal, așa cum le-a făcut. De asta a și spus domnia asta foarte bine la începutul prezentării broșurii, că deși au trecut foarte multe instituții, totul a fost corect. Pentru că altfel, mulți au impresia că primăria este un fel de afacere, de afacere personală sau o firmă. Nu, primăria este o instituție publică unde ai de respectat niște rigori și ai de implementat proiectele așa cum trebuie. Așa că domnul Rotaru cred că este mai mult decât avizat și competent ca să facă tot ce a scris în acea broșură, să ducă la bun sfârșit, bineînțeles, în parteneriat cu domnul președinte Harpa, care, eu spun că o carte de vizită mai bună decât Târgu Neamț nu poate exista pentru nimeni. Eu am să spun și am să repet tot timpul, că aud vorbind foarte multe persoane vorbesc de proiecte. Vreau să văd și eu, din echipa de la PNL, proiectele pe care le-au făcut ei, că au avut funcții. Pe la București, funcții în administrația centrală, de la locală, de la Neamț, vreau să văd ce au făcut ei, pentru că văd că ei se bazează numai pe atacuri personale, pe plângeri, pe sesizări și pe tot felul de chestii așa, fantasmagorice. Adică mă gândesc că va poate, cine știe, contracandidatul domnul Rotaru vine și spune chiar că o să fac o telegondolă la Alexandru. A spus că va face ceva de la adică haideți să ne întoarcem la normalitate, pentru că altfel riscăm să luăm tot un deridere. Și așa politica a fost dusă pe o pantă și vedem foarte multă lume destul de așa reticentă când vine vorba de politică, tocmai din cauza acestor conflicte inutile, care sunt generate de cine? Nu de oamenii cu proiecte, nu de oameni care știu ce au de făcut. De aia care nu au de făcut nimic și știu că trebuie să atace. Și când ataci, este normal că te aperi, că n-ai cum să nu te aperi. Nu poți să lași să vină niște acuze și fără să spui nimic, mai ales de la niște oameni care n-au făcut nimic. Da? În viața lor sau pentru comunitatea în care vor să-și câștige votul. Ori, tocmai aceste lucruri eu cred că trebuie eliminate. Și noi le-am eliminat la PSD. Noi venim cu proiecte, pentru că avem cu ce. Dacă n-am avea, am venit și noi și am discutat de alții. Uitați, în loc să prezentăm să prezintă domnul Rotaru, proiecte în derulare. Să prezinte proiectele în derulare și ce vrea să facă, vorbeam și noi de, nu știu, cancanuri locale, de ăla, de X, de Y, îi puneam ștampilă. Deci e foarte important. Asta, deci a fost, ușor. Am fost într-atâtea locuri reclamat și n-a luat o amendă de un leu. Și asta spune foarte mult. Deci să fie anchetată 14 instituția statului, numai de poliție, criminalitate economică, etică, da? Și n-am primit măcar o amendă de un leu. Sigur, mi-a dat inspectorat de construcții 3 amenzi, care le-am câștigat în instanță, mi-a dat mediu amenzi de 300 de milioane, 2 amenzi, le-am câștigat în instanță. Deci nu mai pus politica mă șicana și de a sta calare pe mine, ca să nu mă ocup de aceste proiecte, iar o chestie care deranjează nu numai pe mine, pe toți primarii. Nu se poate, domnule, instituția statului, să te duci la instituția statului cu un proiect, vă dau un exemplu numai unul singur, canalizarea. Deci, o trebuie să iau aviz de la CFR, te duci la CFR și spune, domnule, noi n-avem specialist, să vă dăm avizul, memoriu. Te duci la X, la Botoșani, avem omul nostru acolo și îl sun, domnule, sunt foarte aglomerat, 800 de milioane. Mă duc la drumul național, la Iași, la fel. Domnule, nu, noi nu avem, trebuie dus acolo, 1.200.000.
te duci și la hidroelectrica, că trebuie să trec cu canalizare pe sub canalul de fugă. A, dar nu e la noi, e partea cealaltă. Te duci la Apele Române. A, dar stai, vezi că este doamna Cutare, te duci la dânsa să-ți facă ce trebuie. Demne, la 14 instituțiile state te costă jumătate de bani numai proiecte și avizii. Și nu mai spun de termene, de luni de zile care te țin pe loc. Ceea ce nu e posibil așa ceva. Am mai ridicat-o la toți primii miniștri. Dar nimeni nu se gândește la ceea ce pățim noi. Chiar la un moment dat, la o întâlnire, unul din primarii zice, domnule, noi mergem la instituțiile dumneavoastră, dar acolo a spus niște nemți, nu înțelegem cu ei. Deci, asta e realitatea. Mulți n-au curajul să spună. Dar asta era, dar nu a fost așa ceva, domnule. Vorbea din 96 până acum, am făcut proiecte și programe cât, slavă Domnului, nu o să facă nimeni. Am așa. Dar nu era așa, domnule. Era, acum e ceva de groază. Ceva de groază. Și nu știu dacă poate confirma sau nu, domnul ministru, dar așa e realitatea. Asta e realitatea. Eu am început să râd când ați vorbit de CFR și de RDP. Da, ăsta e adevărul. Chiar dacă supăr pe cineva, dar ăsta e adevărul. Domn... Nu poți să stai trei luni... Vă mai dau un exemplu. Pentru trotuarul de la Alexandru cel Bun, am stat 4 ani de zile la Iași. Și un topometrist a stat un an de zile ca să vină, nu, un centimetru mai încolo, 10 mai încoace, aici nu e bună cota, aici e dincolo. Și până n-am dat, am luat avocat și am dat în instanță, nu ne-au aprobat proiectul cu mulți, deci cei mari brânză. Dar toate astea trebuie să duci cu verificator, cu proiectant, cu documente, cu etc. Ca să stai 4 ani de zile la ei, care după aia spune, dar nu mai sunt de actualitate, refaceți-le din nou. Deci ăsta este sistemul. Și eu nu vă spun numai eu asta. Dacă întrebați pe alți primari și vin la dumneavoastră, să vedeți că același lucru vă spun toți. Adică e... Eu știu asta. Da. Pe domnul ministru să ne spună. Eu nu știu dacă era pe timpul dânsului la fel. Haideți, eu v-am spus acum din perioada din 2004 încoace. Adică toat... Și mai au apărut useriștii ăștia care la fiecare lucrare și tot ce faci, imediat vine și contestă. Te duci în instanță, te duci timp pierdut, până să aprobă iară. Deci, timpul se dilată foarte mult. Și zice, uite, nu am făcut nimic. Păi nu am făcut din cauza lor. Vă rog. Da. Eu acum nu conduc eu să ne înțelegem nici regional. Am spus din 2004, da? Da? Din 2000, pardon. Nici regionala de la CFR, nici regionala de la Drumul și Podul Iași. Eu ce pot să apreciez este lupta pe care o dă domnul primar pentru proiecte, cu indiferent de denumirea instituției, e foarte important asta tot pentru comunitate, adică nu se blochează în a implementa proiecte de full refuz și merge mai departe chiar și pe căile instanței. Ce pot să vă spun eu, chestia cu avizele de la Drumul Național, eu știam foarte bine din 2019 și din 2017, cât am ocupat funcția de ministru, și atunci l-am rugat pe directorul de la CNAIR de la vremea aia, am făcut o ședință cu toți regionalii și le-am spus că dacă în 30 de zile nu eliberează avizul, mă rog, o să fac o conferință de presă la nivel național în care o să rog pe cei care depun pentru avize să trimite la minister avizele. Și atunci ministerul cheamă și vede exact de ce nu se eliberează avizele, pentru că blocau foarte multe proiecte într-adevăr. Acum, și vorba însă, pentru niște trotuare să țin 2 ani, 3 ani. Încă o dată, eu știu că volumul de muncă este foarte mare. Eu de multe ori am vrut să descentralizez foarte mult din activitatea inclusiv regionalelor și către alte instituții, pentru că ce se întâmplă? Dacă ești prea aglomerat și nu poți să dai avize, problema nu e că risc să pierzi finanțarea pe anumite proiecte. Și atunci, de-aia le-am și dat termenul de 30 de zile. Mă, n-aveți experți? Hai să dăm la altcineva, nu știu, iau alte instituții și dă avizele astea a României, bineînțeles. Bineînțeles că nu vor să facă lucrul ăsta. Pierzi controlul. Atunci dacă faci lucrul ăsta și vrei să obturezi chestia asta, asumă-ți și puneți oamenii la muncă. Să muncească și să dea. Au fost perioade și perioade. Acum, eu sunt convins că tot timpul administrația centrală, mai ales a Partidului Social Democrat, a înțeles problemele primarilor. Dacă noi am avut grijă de cineva în toate vremurile, au fost de primari. Noi avem o relație cu primari extraordinar de bună. Îi apreciem, îi susținem, nu le facem probleme sau plângeri sau alte lucruri cum se întâmplă la alte partide. Și nu punem presiune pe ei. De asta, dacă domnul primar are și acum probleme, cu siguranță prin pârghile legale de care beneficia în momentul de față, că nu poți să te duci să faci, ca parlamentar să stai pe la ușile instituțiilor, dar prin pârghile legale,
pe care ne le-a conferit legea în România, cu siguranță putem sprijini pentru deblocarea proiectelor. Pe noi ne interesează ca absorpția pe fonduri europene se facă în România, cât și execuția bugetară din fondurile publice ale primăriei să se facă așa cum trebuie pentru proiecte. Mai e o chestie destul de delicată. Cetățeanul nu știe. Sigur, așa s-a dorit ca să aducă localele cu europarlamentarele. Dar asta în detrimentul nostru a primarilor. Primarii au nevoie cei care conduc. De ce motivez asta? Pentru că nu reușim, că noi suntem pe funcție până în octombrie, da? Bun, dacă erau unii obstrucționau ăștia, erau toate lucrările gata până în octombrie. Nu mai aveau nici să mai lega opoziția. Și opoziția zice, domnule, le aveți pe hârtie, păi se implementează, mai trebuie de 4 ani. Nu e chiar așa. Deci aici s-a greșit, eu am ridicat problema în mai multe locuri, la mai multe întâlniri la noastră primarilor, peste tot, în prezența mai multor prim-ministri și PSD și PNL, deocamdată zice așa vrea comunitatea europeană. Păi da, comunitatea europeană are nevoie totuși de voturile, și le dau cel mai multe voturi. Primarii aduc oamenii la voie, da? Și atunci, hai să ne ajutați altfel, să ne dați timpul necesar să implementăm și să facem proiectele în termenul în care suntem aleși pe 4 ani. Domnul primar, dumneavoastră ne-ați prezentat aici proiecte în derulare. Poate n-ar fi rău să vorbiți un pic despre niște proiecte finalizate pe care le-ați făcut în Alexandru Ciurcu. Păi astea toate sunt proiecte financiare. Nu, finalizate. Când ați avut realizate? Da. Sunt foarte multe. În primul rând, cel aproape 60% din străzile care sunt făcute, da? Școlile, sanatorul bisericani, nu vă spun câți bani. Dacă nu eram eu să-l reabilitez, era închis la ora actuală. Nu mai funcționa. Și ce înseamnă sanator? Oameni bolnavi, tratați în condiții excelente. Doi, locuri de muncă, care sunt foarte mulți din comună care lucrează acolo ca personal. Nu mai spun celelalte lucrări. Blocuri ANL, da? Școlile toate. Sunt atât de multe că niciodată nu le mai țin minte pe toate. Canalizarea. 7,5 km de canalizare de la Piatra Neamț la Bisericari, care v-am mai povestit că am fost să mă duc la DNA pentru ea. Deci când am ajuns la Alexandru Cerlup în 2008, după două luni de zile a venit mediu cu o amendă de 1 miliard pentru că nu există ecologizare, nu este groapă ecologică pentru deșeurile din... Și le-am spus, domnule, stați o leacă, eu de-abia am venit, chiar să vreau să fac, trebuie pentru proiect măcar o jumătate de an și avizii. Păi cum vreți să... Sigur, am câștigat în instanța asta, și am zis, domnule, decât să fac numai pentru sanatorul bisericani, haideți să o extind, să fac pentru... De la Piatra Neamț până la Biserica, pentru că e pe zona cea mai aglomerată. Unii sunt vili, unii sunt hoteluri, pensiuni, cămini de bătrâni. Și am făcut 7,5 km. N-avea sanatorul bisericani apă. Am tras 5,5 km de apă de la Vaduri până la Bisericani și zona Scăricica Glodului, care a venit pe retur, prin cădere, da? Care n-aveau apă deloc, n-avea presiune. Sunt, nu mai zic, drumul de la Grăcia, 7,5 km prin minister, pe Ministerul Dezvoltării. Drumurile zarzurilor și aici din beton, cu rigole de scurgere, poduri, podeții, sau foarte multe lucruri. Eu nu pot să spun că intri... Și vreau să vă spun altceva. Dacă comuna n-ar fi așa, cum spun unii, nu s-a făcut nimic, nu e nimic, așa. N-ar fi crescut populația de la 4.000 la 9.000. Deci noi acum în comuna am depășit bicazul, avem 9.000 de locuitori. Nu mai zic, terenul a crescut de la 5 euro la 35 de euro metru pătrat. Păi dacă n-ar fi condiții, n-ar fi utilități, n-ar fi asta, ar mai avea terenul de aceeași valoare, ar mai veni cineva în comuna respectiv? N-ar mai veni, dacă n-ar fi școlile de calitate. Deci, pentru cei care nu știu, la Alexandru cel Bun, la școala de la Vaduri, vin 100 de copii de la Pâncăraț și de la Tarcău, care aducem cu microbuzul școlii pe cheltuiala noastră, a primăriei. Da? Tocmai pentru
Trebuie învățământul și sănătatea a fost prioritatea mea întotdeauna. Și când a fost în piatră, am făcut primul program step by step. Și câte și câte... Deci, primul lucru este grija față de oameni și față de copii, să avem niște copii educați și avem condițiile necesare. Am făcut în 2008 prima școală de la Bistrița cu table interactive, cu laptopuri, cu videoproiectoare. Ultima la ce tehnic la care exista la timpul ăla. Acum, sigur, și școala de la Vadu e tot la fel imediat după ce s-a terminat. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le-am realizat. E greu de pornit. Când îi pornești cu greu, îi pornești cu greu, oprești. Dar tot a amintit, domnul, nu a amintit domnul primar de Bicaz și eu nu pot să nu vă întreb ce se mai întâmplă pe Valea Muntelui și în special la Bicaz. Ieri, într-o emisiune, s-a spus ceva de genul că Bicazul nu a atras fonduri europene și acum are un candidat care lucrează la fonduri europene. Domnul Buțin. De cât timp lucrează? Sau ce a zis? Că... De 10 ani. Așa, a cine a zis asta? Domnul Lazar? Cred că domnul Lazar. Sau domnul... Nu că n-am urmărit emisiunea, dar mi s-a transmis și mie. Că de obicei n-am... Adică știu ce spune. În general și se întâmplă ce anunțăm noi la PSD, copiază-l și de asta nu mai mă uit. Zicem noi că se ridică restricțiile vineri, iese și el că se ridică restricțiile pe Valea Muntelui lui. Adică, în general, are aceleași proiecte ca și noi. Le copiază, numai că e un pic defazat. Acum, nu vă supărați, probabil că sunteți la guvernare împreună. Nu, dar când te implici, eu știu așa, când te implici și faci un lucru, în general, te-ai implicat. Putea să iasă dânsul, să zică de joi și numai ieșeam noi să anunțăm. Haideți să vă zic un lucru. Domnul Lazar nu a făcut, nu pentru orașul Piatra Neamț, pentru județul Neamț, nimic. Niciun proiect. Zero. E ca USR, ca guvernarea USR. Zero. A venit și a vorbit de un om pe cum este domnul Buțin, cu care lucrează nu de 10 ani, de 5 ani în primărie, deci și aici este prost informat. Mie mi se pare penibil pentru un candidat la funcția de consiliu, de președinte la Consiliul Județean. Dacă ar fi să-i pun din punct de vedere, l-ați avut nu vă pun să judecați, dar l-ați avut aici în emisiune pe domnul Buțin. Este un om corect, este un om muncitor. Și nu este un panglicar. El nu face politică pe vorbe. Omul a muncit, omul a venit și va prezenta proiectele. Iar dacă cineva are un dubiu vis-a-vis de activitatea dânsului, poate să-l întrebe valoarea și proiectele la care a lucrat. Eu aș vrea să văd altceva. Care sunt proiectele la care lucrează candidatul PNL-ului de la Bicaz? Sau la ce a lucrat concret pentru comunitate? Sau ce știe să facă în primărie? Doamne ferește, n-am o problemă cu omul, dar dacă am ajuns la analiza candidaților, hai să vedem, să-i punem pe fiecare, da? Și să analizăm activitatea. Nu tupeu, că nu cu tupeu faci proiecte. Da? Că tupeu vedem că au toți, dar știți cum e, tupeu e pe vorbe. Pentru că sunt faptele ce s-au petrecut în primărie. De asta vă zic că eu n-aș pune niciodată semnul egal între un om intelectual care știe să facă proiecte și unul care are doar tupeu și toată viața a avut funcție, dar n-a făcut nimic. Și n-a făcut nimic. Mai face și plânge și se sizări pe deasupra. De asta vă zic că, din punctul meu de vedere, asta trebuie să înțeleagă toți nemțenii și cred că toți românii. Bă, oameni buni, haideți să terminăm cu toate prostiile și vrăjeala asta care o promovează toți cu filmulețe, cu implicări, cu nu știu ce, să ne uităm la ce au făcut oamenii. Asta este cel mai important. Și oamenii care sunt corecți, eu oricând aș marja pe un om bun, nou, crescut, corect în politică, decât pe un aventurier care stă, se plimbă pe aici, pe acolo și după aceea, din partid în partid, și după aceea vedem că, mă rog, are funcții, secretar de stat, prefect, nu știu ce, și el n-a făcut nimic. Mă înțelegeți că n-a făcut nimic? Vreau să văd și eu, înainte el să analize, eu în locul n-aș mai analiza ce au făcut alții. Aș arăta ce am făcut eu. Ce ai făcut? Un leu. Un leu pe care tu l-ai adus în județul ăsta. Altfel nu-mi spune ce vei face. Că nu poți să te cred că vei face. Da? Mie mi-e foarte greu. Adică eu de-a lungul vieții am și eu 40 de ani. Am trecut și am văzut atâția oameni, credeți-mă, și am crezut în oameni și m-am înșelat în crederea. Am simțul, văd omul care poate. Iar omul care poate tot timpul vorbește un pic mai puțin și face mai mult. Da. Vreau să spun. O să spun un pic, pentru că trebuie să facă băieții niște lucruri. 20 de secunde o să vorbesc eu. V-ați auzit, nicio problemă, nu. Nu. Deci, apropo de campanie electorală și modul în care se face, eu observ ceva în ultima perioadă, în județul Neamț.
cu multă părere de rău. Se vorbește puțin, foarte puțin despre proiecte. Deci asta este marea problemă a județului. Noi, odată la 4 ani, ne batem în campanii, așa, și dacă rezultă în urma acestor campanii niște consilii județene, locale, rupte în bucăți, știți la ce mă refer, fără majorități solide, nu poți face proiecte mari. Proiectele mari presupun, și poate domnul Cuc îmi spune dacă da sau nu, de multe ori și decizii dureroase. Adică ce înseamnă asta? Exproprieri. Și acolo unde pe omul respectiv îl doare foarte tare că trebuie să faci ceva. Și stăteam de vorbă cu un primar foarte bun care îmi spunea așa, domne, zice, eu dacă nu aveam majoritate, toată lumea la fel, nu mai. Nu puteam exact să fac nimic. Vreau să vă spun, domnul Bălănescu, aveți dreptate. E ok, pot să intervin? Da. Vreau să vă spun un lucru. Mă uit, vorbeam de Bicaz. Care e principala problemă acum a celor de la PNL la Bicaz? Să schimbe conducerea spitalului. Păi domnule, după ce domnul Sălăjean a muncit, a deschis, a finanțat, s-a zbătut, a adus la niște standarde foarte performante spitalul de acolo cu un manager performant, ei asta caută, sinecurile. Ei nu vorbesc de proiecte, cum bine ați spus. Am fost marți, m-am dus la Bicaz și tocmai îmi spunea domnul Sălăjean cu domnul Buțin, cu fel de proiect. Au semnat act adițional pentru finanțarea unui nou pod rutier peste râu pentru devierea transportului greu ca să-l scoată din oraș. Asta fac oameni, 4,4 milioane. Asta fac oamenii. Înțelegeți? Deci nu vorbim de altceva. În timp ce alții se chinuie să pună mâna pe o instituție, pe ceva, să o căpușeze, oamenii fac proiecte, dar oamenii corect se văd. Asta e diferența. Noi vorbim de proiecte, noi nu vorbim pe ce? De câte ori am venit aici să vorbesc de candidat? Mă credeți că nu și mă interesează candidatul. Eu am menționat candidatul de la Bicaz că mi-ați spus dumneavoastră și mi s-a transmis. Da. Altfel, nici nu mă interesează ce face candidatul lor. Pentru că nu pot să pun semnul egal între un om competent, credincios, corect și un om care vine decât cu vorbe și cu denigrări. Eu nu pot să pun semnul corect. A, da, ne întâlnim, vorbim de proiecte, este altceva, jos pălăria. Da, avem o campanie corectă. Dar în condiții în care umblăm numai cu tot felul de matrapazlăcuri, nu merge așa. Apropo de asta, domnule, eu sunt de acord contra candidații, cel puțin aici un partid USR, cu șeful filialei județului Neamț, să-mi facă mie tot felul de șicare. Dar ce ai cu oamenii, domnule? Deci 28 de familii din Alexandru cel Bun, care au poduri să treacă pe partea cealaltă, unde are casă, gospodărie, de când e lumea, da? Să duci, să faci reclamații la Apele Române, să vină Apele Române, să amendeze pe toți cu câte 100 de milioane, inclusiv pe subsemnatul. Dar eu nu m-am lăsat bătut. Am făcut cu domnul fost secretar o documentație. Am depus-o guvern și a dat ordonanța 52 în care am intrat în legalitate toți proprietarii de poduri, nu numai cei privați, și CFR, și județ, și drumuri naționale. S-a dat acea ordonanță 52, care zice așa legislatorul. La nivel național. La nivel național. Alegeri. Deci pentru toate comunile și toate orașele și pentru toți utilizatorii de drumuri. Deci un lucru foarte, foarte important. Ce am mai văzut acum în ultima perioadă, care nu i-am văzut niciodată, eu mă duc foarte des la biserici. Că e la Badr, că e la Grecia, că bine, sunt multe, mă duc. Acum îi văd în campanie, toți se închină, se duc, nu știu ce. Eu am făcut atâtea biserici, mănăstiri, în decursul anului. 6 mănăstiri și biserici. Ctitor, da? La una din ele chiar de bază, cea am luat-o de la zero până la final, de la Ocor. Că atunci aveam foarte mulți bani. Eram director tipografiei, mergeau ziarele bine, tu știi foarte bine, editură, era o bancă lume. Și am să fac ceva care să rămână pentru suflet, pentru... De aia și Dumnezeu cred că m-a ajutat în toată această perioadă. Mi-a și dat, dar am și dat. Deci, acum toți sunt mari, haideți să încercăm un final de emisiune. Deci, cu ce, cu cât de optimist ești pentru această campanie, domnul primar? Eu sunt foarte optimist, pentru că nu toți se uită la ceea ce spun contracandidații. Sunt, care au și ei, segmentul lor, că nu există. Sunt pași niciodată pe toată lumea. Că sunt unele lucrări care sunt de grup, care sunt de zonă, care sunt familiari,
și toată lumea vrea a lor, privat, în fața lui. Dar trebuie să gândești pe ansamblu. Deci, ca atare, eu zic, cetățenii... Pe ansamblu e bine, nu? Da. Să voteze din nou Consiliul Local, Consiliul Județean, primar, președintele Consiliului Județean, ca să putem să demarăm în continuare, să trecem peste aceste obstacole a celor din opoziție, ca să putem face ceva pentru țara asta, pentru comunitate. Că nu fac nici pentru mine acasă, chiar n-am făcut nimic pentru drumul de la mine. Drumul care e asfaltat acum l-am făcut când eram primar la Piatra de atunci. Și ăla era singurul drum asfaltat în comun, când am venit eu, în 2008. Ori acum să încerc 60%. Și vreau să le mai spun un lucru. Primăria Alexandru cel Bun are 140 de kilometri de străzi. Piatra Neamț are 160. Deci suntem la același nivel aproape. Deci nu mai zic câte vile și case s-au făcut în această perioadă. Hoteluri, pensiuni, care nu știu dacă mai există o comună care să aibă atât de multe lucrări de investiții. Asta înseamnă bani la buget, înseamnă dezvoltare, înseamnă bunăstare, bunăstare. Deci sunt lucruri care se văd, palpabile, nu povești. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră mulțumesc pentru participare. Știu că programul este încărcat pentru toată lumea în perioada următoare. Ne oprim aici și mult succes Doamne, tuturor în continuare. Numai bine!